frate. Când te-ai născut eram plecat, dar mi-amintești acum. Când m-am întorc și te-am văzut, erai cât un cum. Timp a trecut, acum ai 9 ani jumate. Încep să experimentezi din viață cât se poate. Și toate te atrag și în curând o să dorești. Că sunt multe de făcut pe străzile din București. În primul rând, ferește-te de heroină ca de dracu. Și dacă încep să bei, nu îți rupe capul. Nu te apuca de furăciuni, înșelăciuni și șapcă. Că tu ai șansa să urmezi o cale mult mai dreaptă. Indiferent, nu dau înapoi atunci când ai dreptate. La nici nu ardea iurea, frate, știi că de la viață trebuie să te aștepți la bine. Dar să fii pregătit pentru necazul care vine. Fiindcă lumea e nebună și rea din totdeauna. Frate, dacă poți tu să fii mai bun ca ea. Sau tovarășii mei, sau despre frații mei. Dar dacă ei sunt cei care te fac să vrei să fii ca ei, hai să zic ceva. Frații sunt o frați când tovarășii sunt pa. Așa că da, ai încredere în cine crezi. Și vezi ceva să nu faci tot ce vezi. Că vezi whisky, bei cu sticla, faci combinații, gândești. Ai și tu o vârstă, te grăbești să crești, nu? Ia închipuie-ți acum altceva. Uite familia ta la mormântarea ta. Nu arăți prea bine, plânge maică ta. Dacă ar putea, ar vrea să moară și ea. Așa de mic, ai murit, te-ai grăbit, ești mort. Mult prea mic în lumea asta, nebună de tot. Ce căcate zic din partea mea să mor. Poți să faci heroină până mori. Mulți ca mine, cu părul alb ce încă nu disting răul de bine. Dau sentimente grele în cuvinte fine pentru tine. Ești împotriva tuturor de mic cretine. N-ai încă buletin, dar de copilărie ai uitat de mult și gândurile stau la șmecherie, la bogăție. Tu știi că despre sărăcie se pot face multe filme, însă nu vreo comedie șie. O zi prostă, o lună proastă sau deja un an prost. Se întreabă maică ta și tu ești furios că ești neputincios. Încep să fui fără folos că nu ești norocos. Și viața se transformă în haos. Prea mult pentru un copil stresat, îngrijorat de toate greutățile care îi cad în spate peste noapte. Nu-ți dau voie să respiri, te apasă. Poate cineva să te aducă înapoi la realitate. Da, tu nu-ți risca viața pentru niște fise. Nici dacă pare că ai în față uși închise. Ține doar de tine ca prin fapte și cuvinte zise. Să te apropii de ce numești acum vise.